Bine ați venit la altă lecție despre Photoshop. În această lecție vom vedea cum să folosim channels ca un fel de mask, ca un fel de mască a layerelor. Așa este imaginea inițială originală, iar eu am transformat-o astfel. Cum am selectat toți copăcei și tot ce era pe aici, o să vedem chiar acum. În primul rând o să facem un duplicat al acestui layer pentru a-l avea mai târziu. Trebuie să fim selectați pe el și după aceea ne ducem pe Channels, de aici, Channels. Dacă nu avem Channels aici, ne ducem în Window și căutăm să avem Channels, da? Să fie bifat. Bun. Nu știu dacă știți, dar orice imagine este creată, orice culoare, din cele trei culori de bază RGB, Red, Green, Blue, roșu, verde și albastru. Aici sunt reprezentate cele trei culori ale acestei imagini, dar sunt reprezentate cu negru. De ce? Pentru că, cum să spun eu, astfel, deci, de exemplu, pe roșu, ne arată ce este selectat cel mai mult cu roșu. Partea aceasta albă înseamnă că tot ceea ce este reprezentat de roșu, selectat de culoarea roșie, este mai alb. Tot ceea ce nu este selectat de culoarea roșie este mai închis, mai negricios, mai negru. Cum ar veni culoarea copacului, da? Pe verde avem selectat doar copacul un pic și câteva frunze mai luminate, da? Și pe albastru, pardon, nu pe verde, avem partea asta de aici și câteva frunze, dar sunt mai albe și părticica asta din spate înseamnă că este selectată. Cei cu alb este selectat, cei cu negru nu este selectat. Iar pe albastru, pe canalul de albastru, avem cu negru, da? Adică nu este selectată iarba, nu este selectat copacul, nici frunzele acestuia, dar este selectat, cum să spun eu, sky-ul, cerul, da? Norii și toate cele, pentru că suntem pe canalul de albastru. Încercăm să fim pe canalul de albastru pentru a-l folosi pe acesta, în această reprezentație. Deci, vrem ca tot ceea ce selectăm, nu știu dacă mă exprim bine, dar așa este logic în ceea ce fac acum, tot ceea ce selectăm să fie cu negru, deși am spus că tot ceea ce este cu negru nu este selectat. Ei bine, o să facem la sfârșit o inversare de selecție pentru a selecta invers totul. Dar până atunci, haideți să fim atenți la ceea ce facem acum. Bun, suntem selectați pe canalul de blue, da? Pentru că pe acesta avem deselectat, cum ar spune, ceea ce vreau să modific. Da? Este deselectat pentru că este cu negru, cât mai mult negru avem. Și țin apăsată tasta Ctrl, Ctrl și dau click pe el. Acum ce a făcut? Mi-a selectat tot ceea ce trebuie, toată partea aceasta albă, tot ceea ce este cu alb. După aceea mă duc și fac o copie a acestui layer de channel. Mă duc aici jos, pe ăsta, și dau click. Da? Și pe acesta îl vom folosi noi. Deselectăm totul cu Ctrl, Ctrl și D. Bun. Și acum mă duc pe Image, Adjustments, Levels. Pentru că vreau să mă joc un pic cu nivelul culorilor, negru și alb, să îmbunătățesc culoarea de negru și culoarea de alb. Adică să fie și mai puternic închis și mai puternic deschis cerul și iarba cât mai închisă. Bun, înainte de toate astea, haideți să dăm un pic de zoom în imagine ca să vă explic o chestie. Când ne jucăm cu aceste elemente, trebuie să fim atenți la marginile pozei, obiectului, să nu le distrugem, adică dacă dăm prea mult negru sau prea mult alb, să rămână totuși aceste elemente intacte, să nu le distrugem, să nu distrugem detaliile. Bun, și acum o să mă duc pe Levels, dinspre negru,
spre alb ușor, dar fără a distruge detaliile. Ok, cam așa. Și dinspre alb spre negru ușor pentru a da mai multă lumină, ca să zic așa, cerului, tot așa, fără să distrugem. Haideți să mă duc, pentru că așa vreau eu. Dacă m-am dus prea mult, da, am început să distrug detaliile imaginii și nu vreau acest lucru. Încă un pic. Prea. Ok. Pot să mă uit prin acest preview cum era imaginea înainte și cum este acum. Așa este acum și așa era înainte, da? Nu am distrus niciun detaliu, după cum vedem. Da? Este mult mai ok. Și îi dăm OK. Mă duc înapoi cu zoom în afară. Și o să mai avem nevoie să întunecăm mai mult această porțiune, să albim părțile albe și să înnegrim mai mult părțile negre. Ok, acum suntem tot pe Alpha Mask și ne ducem la brush. Da, am zis că mai întâi vom face ca zonele albe să fie mai albe și zonele negre să fie mai negre. Bun, avem selectat brush-ul și ne ducem aici pe Mode și îi dăm Overlay. De ce? Pentru ca lucrurile să fie așa cum sunt ele, adică, ok, nu știu de ce nu mărește brush-ul. Bun, adică să nu îmi facă altceva decât alb și negru, părțile albe mai albe, părțile negre mai negre. Bun. Dar trebuie să avem grijă să nu intrăm peste detaliile acestea din copăcel, da? Dacă dau cu alb peste negru ăsta, totuși să nu prăjesc marginile, ca să zic așa, să nu șterg marginile. Și o să încerc cu alb să dau pe aici. Un pic de alb pe aici. Un pic de alb. Ați văzut? Deci nu intrăm prin aceste zone decât dacă mă micșorăm brașul și ne ducem frumos astfel. Bun. Dacă aveam un alt fel de cer mai mare și nu era astfel acest exemplu, aveam cum să mă duc mai bine cu brașul printre aceste elemente, dar astfel nu prea am cum. Bun. Da, și acum tot cu brașul selectat, mă duc pe negru și înnegresc mai mult această zonă. Dar, nu știu dacă am precizat, mie îmi merge acest lucru pentru că am selectat, deci înainte să facem chestia asta cu Overlay, trebuie să selectăm layer-ul pe care lucrăm. Selectăm layer-ul, ne ducem pe Channel, Alpha, Overlay, da? Bun. Facem mai negru aceste zone. Mai negre, mai negru copacul, mai negru pe aici. Mai neagră această zonă. Până și această zonă pot să o negrez. De ce? Pentru că am nevoie de această zonă și pe aceasta o să o copiez. Dăm click dacă este nevoie de mai multe ori. Deci până și această zonă o să o copiez. Aici aș putea să mă duc cu un element de selecție, cu lasso sau marquee tool.
să selectez toată această zonă. Selectez. Da, și acum mă duc cu bucket. Dacă mai găsesc bucketul. Paint bucketul cu negru și dau aici un negru de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, până devine totul din ce în ce mai negru, cât de mult posibil, pentru a selecta cât mai bine acest lucru. Bun, și îi luăm din nou brașul și mai facem pe aici. Da, selecție la copaci. Aici trebuie cât mai puțin, nu foarte mult, printre frunze. Și pe aici negru. Ok. Ok, și acum, fiind selectat tot pe acest canal Alpha 1, ținem Ctrl apăsat și dăm click pe el și mi-a făcut selecția. Mă duc înapoi pe Layers, să fiu atent să fiu exact pe același layer pe care era mai devreme și mă duc la Mask Layer. Da? Dau click aici și mi-a făcut selecția. Ok, mi-a făcut selecția. Îl aveam pe ăsta aprins, ca să zic așa, să se vadă. Dar mi-a făcut selecția la ceea ce nu voiam. Mi-a făcut invers selecția. Nu-i nimic. Selectăm Layer Mask-ul, Thumbnail, da? Și dăm Ctrl-I, Ctrl-L și tasta I. Pentru a inversa. Și uitați cât de bine se vede. Dar mai puțin aici, poate. Da? Mai puțin aici, dar se poate remedia acest lucru prin mai multe șmecherii, ca să spun astfel. Păi, ceea ce vreau în primul rând este să debifez acest layer, pentru că nu mi-a mers totul cum trebuie. Îl bifez pe cel original. Iau aici unealta de tăiat, de selectat de fapt, și selectez această zonă. Hai să selectez mai bine. Deci, încă o dată, ce nu mi se vede? Nu mi se vede lacul. Selectez totuși de aici. Și până aici. Da? Sunt pe layerul original, primul. Ctrl-J. Pentru copy-paste a acelei selecții, da? Și acum dacă vin cu ăsta peste care peam, mi se vede perfect partea aceea. Bun, acum ce pot să fac? Pur și simplu mă duc un pic. Haideți totuși să ne uităm la detalii. Să vedem că au rămas aceleași detalii. Da? Deci, un moment. Layers. Bun. Așa era înainte. Nu. Așa era înainte. Și așa este acum. Așa era înainte și așa este acum. Da, detaliile au rămas. Cum să zic eu, marginile acestea ale detaliilor au rămas. Bun. Ștergem originalul. Rămânem cu ceea ce am făcut noi. Am înlăturat. Da? Am înlăturat sky-ul, cerul. Ei bine, și acum pot să mă duc, Ctrl-D pentru a scoate din selecție, Ctrl-O, deschid și mă duc la cerul pe care vreau să îl pun eu. Ctrl-A pentru a selecta, Ctrl-C pentru a copia, Ctrl-V pentru a lipi, adică V. Ctrl-L și T pentru a transforma. Am dat click pe păstrarea rației.
și mă duc cât mai mult cu această imagine să fie cât mai mare. Ok, vreau părticica asta din imagine să fie vizualizată cât mai bine. Enter. Și mă voi duce cu acest layer sub acest layer. Ok, mă duc cu tool-ul de mișcare, da, și pot să mă duc cu ea cât doresc eu de mult. Pot pur și simplu și să dau Ctrl T aici pentru a vedea exact ce imagine avem în spate dacă ieșim din părticica imaginii. Și observăm că este totul perfect așa. Și haide totul să fie mai pe așa. Avem un pic de răbdare. Cât de minunat se vede, da? Și cam asta a fost și această